Haideți că am intrat așa, seara bună, seara bună. Am luat decizia așa să intru spontan. Să vedem cine. Uite că intră un ochișor. Bine, te mai văd aici, trei ochișori. Seara bună, dragilor! Profit de momentul ăsta încă minunat din această sâmbătă după amiază, sau deja la voi este sâmbătă seară. Și pentru faptul că mi-a plăcut foarte mult că am citit multe feedback-uri la ceea ce, la întrebarea pe care am scris-o astăzi, am zis să intru și să vă mulțumesc foarte mult. Bună seara, Gabriela, și bună seara vouă tuturor celor care ați intrat mai târziu. Am speculat eu așa puțin, am zis că dacă tot este mai târziu și să nu vă... Bună seara, Ioana, bună seara, Florentina. Am zis că dacă tot... Na, acum v-ați învățat și voi, știți ce e pe Facebook, același postări, același, am zis, haideți acum pe seară să stăm un pic, fiind și sâmbătă, seară, weekend, hai să stăm puțin împreună. Și așa cum am zis, în primul rând aș vrea să vă mulțumesc tuturor celor care ați lăsat un feedback, pentru mine contează foarte mult. Contează foarte, foarte mult să știu părerea voastră, e ca un sondaj. De ce, pentru ce vă uitați fiecare dintre voi. Și așa cum ați răspuns, mi-a plăcut foarte mult. Nu mă așteptam la numărul mare de feedback-uri. Vă mulțumesc foarte mult. Și aș vrea să punctez câteva aspecte, dar o să iau cu începutul, pentru faptul că a fost întrebarea pe care am lansat-o eu săptămâna asta, ce înseamnă pentru tine iubirea și dacă o poți defini, pentru faptul că a fost oarecum diferit modul în care v-ați manifestat la această postare, după cum ați văzut. Nu mai dau feedback-uri întotdeauna celor care... comentează sau celor care scriu. Nu mai dau feedback-uri. De ce? Pentru că foarte multe dintre voi nu sunteți pregătite să auziți, să auziți adevărul. Și am zis să stau un pic în spate și să vă las să, fiecare dintre voi să cădeți în cap, în nas, să vă doară. Pentru că eu nu sunt aici să trezesc pe nimeni sau să trag pe nimeni de mânecă. Eu sunt aici dacă cumva rezonez cu postările mele și consider că îți sunt de folos, ok, stai mai departe. Dacă tu consider că nu îți fac bine și nu rezonezi, poți să ieși, poți să dai un delete și, sau un subscribe și totul e ok. Pentru faptul că ați fost mai puțin cei care ați intrat să vă spuneți pur și simplu percepția voastră vis-a-vis de întrebarea mea ce înseamnă iubirea, am zis să vă mai explic încă o dată. Bineînțeles, este perspectiva mea și să vă ajut pe cei care aveți o părere care nu se aliniază cu ceea ce înseamnă iubirea. Pentru că, dragii mei, iubirea. Știți ce înseamnă iubirea? Bine, eu vorbesc aici de iubirea necondiționată și am întâlnit pe cineva care, bineînțeles, tânără fiind, a spus că nu crede în iubirea necondiționată. Vreau să vă spun că da, la 20, la 30 de ani, la 35, la 40, aș fi crezut și eu același lucru. Că nu există iubirea necondiționată, că noi așa am fost învățați.
ca să atașăm iubirea de ceva anume. Adică îmi iubesc copilul pentru că o să am la bătrânețe un sprijin. Am făcut copii sau mi-aleg un partener ca să nu stau singură la bătrânețe sau eu știu, am un job unde să plec de acasă. Deci, emoția asta, noi am fost învățați întotdeauna, iubirea, s-o atașăm de ceva. Și am văzut că sunt persoane care au, dacă e să mă uit acum, care au spus, când sunt în preajma iubitului meu, când sunt în preajma, când sunt în preajma prezent, când sunt în preajma persoanei dragi, când păi ok, este ok și minunat, dar eu îți recomand și celor dintre voi care ați atașat iubirea de o persoană, de, eu știu, o acțiune, de în general le atașăm de oameni, de persoane. Și celor dintre voi care ați atașat iubirea de o persoană, de o acțiune, de eu știu, un hobby, de whatever, orice altceva, dar nu de propria voastră esență divină, să știți că este posibil să fiți într-o mare eroare. De ce? Pentru că dacă voi nu ați descoperit iubirea aia divină, iubirea din interiorul fiecăruia dintre noi, nu o să puteți să înțelegeți ceea ce vorbesc eu și despre ceea ce vorbesc eu. Pentru că iubirea, în esența ei, dacă o să citiți, eu știu, marii maestri, dacă o să-l citiți și pe Lazareu, dacă o să citiți, care îmi vin acum în minte, eu știu, Osho, Omra, toți vorbesc despre această iubire necondiționată și iubire detașată. Este acea iubire pe care, la care se ajunge într-adevăr foarte greu. Această iubire conține chiar și moartea. Și cum conține această iubire chiar și moartea? O conține în sensul că tu ai o persoană dragă în preajmă. Și pentru faptul că acea persoană a ales să plece din iubire necondiționată, accepti plecarea. Nu stai aici, nu rămâi aici, cum am fost noi învățați, să te lamentezi. Nu rămâi aici să te tăvălești, nu rămâi aici să te îndârzești. Dar de ce a plecat? Dar de ce a murit? Că nu era ok, că nu trebuia. Dragilor, noi nu am apăsat pe un buton să ne naștem, cum nici nu apăsăm pe un buton să plecăm. A, unii își iau propria inconștiență în mâini, adică este un act de inconștiență, sinuciderea. Dar este un act de neputință, de neputință și de neacceptare a vieții pe care tu ai ales-o, a darului divin pe care l-ai primit atunci când ai ales să vii aici. Deci, iubirea înseamnă chiar și acceptarea din iubire a morții, eu știu, copilului, partenerului, persoanelor dragi, a părinților, din iubire. O să vă dau un exemplu. Am citit undeva, nu mai mi-aduc aminte foarte bine contextul, era vorba despre o femeie al cărui fiu a fost ucis. Și atunci când au fost, bine, a fost prins, așa zisul criminal, deci bărbatul care a omorât
l-au omorât pe fiul dumneaei, fiind un familist, deci l-a jefuit pe tânărul respectiv, pe băiatul doamnei respective, băiatul doamnei respective a fost jefuit. A fost prins hoțul și la proces, bineînțeles că hoțul s-a căit și a recunoscut fapta. Și a fost întrebată mama ce pretenții are și ce, iar mama a spus că pur și simplu nu are niciun fel de pretenție și se roagă pentru sufletul lui să fie iertat, pentru că viața lui este foarte importantă în contextul în care el a rămas aici și are copii de întreținut. Fiul lui a ales să plece. Înțelegeți? Iar mama care a rămas a ajuns la un nivel de noblețe sufletească atât de mare, încât a spus că acceptă plecarea fiului fără niciun fel de răzvrătire și se roagă pentru iertarea păcatelor celui care i-a omorât fiul. Deci, ca să ajungi la un nivel de genul ăsta, un nivel de noblețe sufletească, presupune mult mai mult decât ceea ce conștiința multora dintre voi pot înțelege. Pentru a înțelege, pentru a vă da vouă conștiința voastră, pentru că există conștiență și conștiință. Conștiința înseamnă starea ta de prezență, adică tu trăiești pur și simplu în prezent și trăiești conform cu ceea ce tu în acest moment îți dorești. Nu trăiești din convingerile limitative care sunt în subconștientul tău și care îți controlează viața. Adică faci toate acțiunile tale conștient, prezent, fără frici. Asta înseamnă conștiință, starea de conștiință. Și starea de conștiință este și poate fi folosită ca un instrument. Adică tu din starea de om conștient, om treaz, om prezent, îți poți crea viața. Este starea asta de conștiință, este un instrument minunat pe care îl putem folosi pentru a ne conecta cu conștiința. Conștiința fiind știința lucrurilor divine. Adică eu sunt conștientă de puterea mea și prin starea mea de prezență. M-am delimitat de tot ceea ce înseamnă agresivitate, de tot ceea ce înseamnă judecată, de tot ceea ce înseamnă a da vina pe altcineva din exterior. M-am delimitat și am înțeles că toate aceste critici, judecăți, îmi coboară foarte mult vibrația și eu nu mai trăiesc în acest prezent. Pentru că eu îmi dau puterea în toate criticile, în toate judecățile pe care le emit. Înțelegeți? Deci eu dacă stau acum și încep să critic, haideți, ați văzut cum se adună lumea pe Facebook și fac tot felul de zoom-uri și se apucă și iau la tocat și la criticat și la... Acolo, ăla care învrăjbește, ăla care critică, ăla care judecă, acolo este o cantitate de energie, dar de o vibrație foarte joasă. Și ești acolo, acum, na, vedeți voi, iarăși revin, 5 degete, 5 mărimi diferite. Unii s-ar putea să rezonați 100%. Este minunat, nici nu trebuie, din aproape 8 miliarde de oameni, nici nu cred că ar fi frumos, dar nu de asta există planeta Pământ, ca să ne facă pe toți să ne trezim sau să ne inducă starea de conștiență tuturor în același timp. Nu, asta este starea de conștiință sau trezire, se face pe etape, pe rând, se face în funcție de alegerile tale, în funcție de ceea ce tu îți dorești. Dacă tu îți dorești să te ocupi de... Bună, Saranca!
Dacă tu îți dorești să te ocupi mai mult de ceea ce presupune ego-ul tău, tot ceea ce presupune starea ta de non-conștiență, să-ți hrănești starea de non-conștiență prin agresivitate, prin a face parte din toată turma asta care, eu știu, strigă să purtăm măști, pentru că, deci, ok, tu porți mască. Masca te ferește pe tine, deci tu ai o frică și porți masca. Este ok. Deci tu dacă porți mască, de ce te iei de mine care nu o port? De ce? Dacă tu porți masca, poartă-o pentru tine, dar nu te înfuria, că eu n-am cum să te virusez pe tine, pentru că tu ai mască, deci tu te protejezi. Da? Logic. Tu te protejezi. Ce ai cu mine? De ce strigi pe mine care nu port mască? Bine, asta este un exercițiu. Nu spun eu acum să nu purtați măști sau nu, dar vreau să vă spun agresivitatea. Bună, Flavia! Vreau să vă spun agresivitatea pe care o văd. Agresivitatea pe care o văd oriunde, pe Facebook și este, știți cum, a depășit cotele, cred că, suportabilității din punct de vedere al frecvenței și vibrației de susținere a noastră tuturor pe acest pământ. Pentru că oamenii sunt foarte inconștienți. Dom'le, ok, vrei să porți mască? Poartă-o, este minunat, dar nu te lua de ăla care el gândește diferit față de tine. Ăsta e mai mic, ăsta e un pic mai mare, ăsta și mai mare, ăsta e iar mai mic, ăsta și mai mic. Dacă tu porți mască și te temi că vei fi infectat de ăla care nu poartă mască, unde e logica? Unde e logica? Cum să te infecteze pe tine ăla care nu are mască în condițiile în care tu porți mască? Este ok, este perfect acolo, este lege, purtăm mască, eu prefer să nu ies din casă, adică stând la curte, ies, dar în spații închise nu ies, noroc soțul meu se duce la cumpărături, foarte rar ies, pentru că nu văd logica acestei măști, din punctul meu de vedere. Bine, am purtat-o și o port atunci când sunt constrânsă, că na, nu sunt eu muricul pământului. Dar nu sunt de acord în sensul că virusul ăsta are o inteligență. Și oameni buni, virusul ăsta nu o să vină la un om care este pe un nivel de vibrație foarte ridicat. Iar cei care ați auzit că au murit, că pe la mănăstiri, preoți și așa, n-au murit de virus. Stați liniștiți că n-au murit de virus. Așa au fost declarațiile, dar sunt... Au murit de bătrânețe, au murit din alte... Din cauza sau... Da, din cauza, că nu poate fi datorită, din cauza altor afecțiuni. Așa că, dragii mei, stați fără niciun fel de frică. Ocupați-vă și preocupați-vă doar de sufletul vostru. Nu vă mai preocupați de exterior. Nu mai criticați. Nu mai judecați. Nu mai... Nu, știți cum? Gândiți-vă atunci când îți vine. Când îți vine să țâșnești. Când îți vine să... Atunci tu vorbești nu din conștiință. Vorbești din ego. Știi când vorbești din conștiință? Atunci când vezi critici, agresivitate, cum le văd eu, dar nu intru acolo. Tu când ai să vezi critică, când ai să vezi judecăți, când ai să vezi jigniri, când ai să vezi multe, nu te vor afecta, vei fi foarte detașată de ele, pentru că nu sunt ale tale, nu sunt pentru tine. În momentul în care tu reacționezi din ego și nu din conștiință, vei avea aceste răbufniri, aceste țâșniri, cum le zic eu. Bună, Flori! Și ca să revin la ceea ce mi-am propus eu să punctez despre iubire, deci
Credeți-mă că există iubirea necondiționată. Este un proces. Deci este un proces. Imaginați-vă cum au escaladat, eu știu, temerarii Himalaya, Kilimanjaro. Deci necesită ani de pregătire ca să poți ajungi la stratul acela de aer rarefiat. Trebuie ani de pregătire, de cățărări, de ca să ajungi pentru, eu știu, câteva minute de glorie. Exact așa este și cu starea de conștiință, exact așa este și cu starea, cu sentimentul, cu emoția de iubire necondiționată. Adică te iubesc pentru că existi și indiferent. Dacă mă jignești, dacă mă agresezi, dacă mă umilești, dacă mă tratezi urât, eu te iubesc. Pentru că știu că atunci când tu mă agresezi, pentru că știu că atunci când tu mă jignești, pentru că știu că atunci când tu mă umilești, ceva din mine te-a făcut. Ceva din mine te-a făcut ca tu să mă jignești. Ceva din mine te-a făcut ca tu să mă tratezi așa cum nu-mi place. Și dacă eu sunt conștientă la tot ceea ce vine dinspre tine spre mine și eu lucrez la mine să corectez, asta înseamnă că pot ajunge să ating această stare de iubire necondiționată. Dar este un, știți cum, un Himalaya de urcat până să ajungem aici. Și sunt multe provocări, multe ispite și ego-ul nu ne lasă. Și ego-ul se agață și îți vine și... Și când se oprește acea voce interioară care spune nu, mergi, ai dreptate, scrie, răspunde, fă-i, dă-i. Când să te oprești și când... Da, Florin, dragul meu prieten, bine ai venit în barca noastră. Tu-ți imaginezi că eu, când mă uit în urmă, retrospectiv, oh my God! Păi ce fel de relație am avut și eu și ce atașamente! Și în relația cu copilul meu și oh my God! Oh my God! Deci credeți-mă că nu sunt departe de voi, de ceea ce voi trăiți, eu am trăit, dar pentru faptul că era prea, prea cruntă suferința, am încetat să mai stau pe acolo. Sigur că da, Florin, sigur că putem învăța iubirea, putem învăța iubirea în primul rând, știi cum, să înveți să-ți dai voie să înțelegi de unde a plecat lipsa iubirii. A plecat din... Stați-mă un pic să aprind lumina. Așa. Ia să vedem mai bine. Începe să se lase întunericul și aici la mine pe terasă. Ia să vedem așa. Ne, nu e așa, nu e bine. Hai că las așa. Iubirea se poate învăța, cu siguranță că iubirea se poate învăța, dar știi cum? Este foarte important, Florin, să conștientizezi de unde pleacă lipsa iubirii. Și lipsa iubirii pleacă din copilărie. La unii a plecat din pântecul mamei. Iar noi, ca să ne vindecăm de această lipsa iubirii sau... Da, vindecare, da, vindecarea vine prin a parcurge, adică, eu știu, ai ajuns, te-ai născut aici și ai ajuns aici și ai 30, 35, 40 sau cât ai. Tu tot traseul de aici până aici trebuie să-l parcurgi înapoi și să te uiți prin toate etapele vieții tale, prin tot ceea ce ai trăit și prin tot ceea ce ai trecut și să înțelegi, să alchimizezi cu... Știi cum? Cu iubirea. Adică, eu știu, te-a bătut tata, te-a certat mama, te-a umilit, te-a...
Să înțelegi lucrurile astea. Să înțelegi și să le alchimizezi din critică și judecată. Niște nenorociți, nu mi-au dat bani să merg la școală. Lui sora mea a făcut așa, lui frate meu a făcut așa. Mama era nu știu cum, tata era nu știu cum. Bineînțeles, părinții agresivi, curvari, alcoolici, chestii de genul ăsta. În momentul în care noi ne oprim să-i mai criticăm și să-i mai judecăm, bineînțeles că începe acea stare de conștiință să se activeze din ce în ce mai mult. Adică tu începi să-ți dai seama, băi, stai puțin, dar ăștia nu m-au iubit pentru că n-au știut, pentru că n-au putut. Și dacă n-au putut, n-au știut, n-au avut, dacă nu ai, n-ai cum să dai. Dacă nu ai, n-ai cum să dai. Dacă îmi ceri 1 milion de euro acum, pentru că nu am, eu n-am cum să stau. Exact așa și iubirea. Dacă aștepta să fii iubit, păi ai rămas cu așteptarea, pentru că părinții tăi la rândul lor n-au fost iubiți, pentru că ei, dacă n-au fost iubiți, n-au știut ce înseamnă iubirea și motiv pentru care, dacă începi să accepti această lipsă a iubirii, care este nevoie să o înțelegi și să o alchimizezi, că vine din. La unii v-am zis, la unii vine din pântec, la unii vine de când am crescut. Păi gândiți-vă că sunteți, printre voi sunteți mulți care n-ați fost doriți. Voi știți ce traumă cumplită este asta, să știi că părinții nu te-au dorit? Din nefericire, și eu când am rămas însărcinată, am făcut aceeași chestie, am vrut să merg să fac avort, pentru că dacă vă aduceți voi aminte, pe vremurile alea era Caritas și pentru faptul că așteptam banii de la Caritas, nu știu, o chestie de genul ăsta, am zis să aștept până când iau mulți bani, foarte mulți bani, să pot să construiesc copilul meu palatul, să pot să aibă de toate. Și numai bine că asta a fost ideea mea, de asta am vrut să amân momentul nașterii. Și bineînțeles că gândul meu că nu sunt pregătită să fac un copil acum, a rămas stocată, acea informație a rămas stocată în câmpurile mele. Și bineînțeles că preluată de bebeluș și de copil. Și acum lucrez cu el, dar bineînțeles că lucrez mai mult indirect, pentru că el este în lumea lui și nu prea rezonează cu ceea ce fac eu, cu lumea spirituală. Și bineînțeles că din afară să vezi, adică să fii un profet și în familia ta, în casa ta să nu reușești să fii, nu este ușor. Dar sunt acolo, cum am mai zis, sunt acolo plasa de unde poate să aterizeze atunci când are nevoie. Așa că, sigur că da, Flavia, da, dar nu el. Nu el. Nu el. Deci nu el vrea să ne dezbine. Nu el. Cei care se folosesc de prezența lui. Cei care se folosesc de prezența lui. El nu are virusul, nu are nicio treabă cu tine, cu mine, cu cei care am înțeles ce înseamnă iubirea și cum el stă la distanță de noi. Adică știți cum? El trece. Poliția trece pe lângă tine. Dacă tu pleci de acasă și pleci cu gândul că ești ok, ești în regulă, ești. Nu are nicio treabă cu poliția, dar dacă tu pleci de acasă, știi, cu gândul. N-am cauciucurile sau nu am RCA-ul sau cum se cheamă, toate chestiile astea, știi? N-am asigurarea, n-am. Păi, tama, n-am pe tine te oprește. Exact așa și virusul. Dacă tu din interiorul tău lucrezi cu tine să te vindeci și să cultivi iubirea și să practici iubirea, el nu vine la tine și nu-ți face ție nimic. Gândiți-vă că au mai fost pandemii de-a lungul existenței omului pe pământ. A fost una, gripa spaniolă, sau, da, gripa spaniolă. Păi de ce au murit ăia și n-au murit ăia? Exact din același considerente. Pentru că ajunsese în nivelul inconștienței, nivelul agresivității, ajunseseră la cote exacerbate. Și Universul, când vede, băi, vă dau atâtea șanse oamenilor, treziți-vă, începe să vă ocupați de suflet, mai lăsați
trupul, mai lăsați animalul să-l satisfaceți prin sex. Vă căutați relații care să vă facă să suferiți. Adică vă agățați unii de alții. Vai, îmi caut jumătatea. Vai, îl caut pe ăla că tare grea singurătatea. Cu cât fugi mai mult de tine, ai să dai peste unul care să te tortureze și o să-ți facă viața un calvar până când ai să înveți să stai cu tine, să stai în solitudine, să te vindeci, după care să poți să-ți atragi, magnetizezi partenerul potrivit. Doina, nu, Dorina, draga mea, să știi că dacă crezi că este greu, într-adevăr o să fie greu. Poți să lucrezi cu tine ca să nu mai fie greu să tai cordonul ombilical al copilului. Poți să lucrezi cu tine să nu mai fie greu, pentru că știi ce se întâmplă? Bă, nu știu cum să țin lumina asta, ca să nu... Să nu... Mă văd și eu cât de cât mai... Ok, așa. Poți să lucrezi, să tai chestia, că e vorba doar de o informație energetică. Și în momentul în care tu ai spus gata, din momentul ăsta conștientizez că acest suflet m-a ales pe mine să fiu purtătoare și mă eliberez de toate atașamentele, mă eliberez de toate convingerile care m-au ținut blocat în acest atașament, în relația copilul meu. Dacă tu lucrezi conștient, poți să învingi lucrul ăsta. Mă, știu că nu este ușor. Nu este ușor. Deci eu, ca să ajung aici, credeți-mă, am trecut prin terapii spirituale. Nu am mers la psiholog, n-am nicio treabă cu psihologul, nu. Terapii spirituale la oameni spirituali, pentru că așa m-am născut eu, așa sunt eu. Și diferite terapii la diferite cunoștințe la diferite oameni cu care am rezonat, șamani, astrologi, numerologi, ca să ajung acum aici. Ei, bine, deci tu ai zis doar așa că este greu. Stai liniștită, că asta este, știi cum se zice pe la noi, pantaloni scurți. N-ai trăit lucruri mult mai dramatice. Dacă ți se pare că a tăia cordonul ombilical este greu, stai nu știu, poate cândva voi vorbi, când voi fi pregătită, despre ceea ce înseamnă relațiile karmice și cu un suflet geam în pereche, în care să ai de plătit, să simți că vrei să ieși de acolo și să nu poți. Deci nu, chestia asta pe mie mi se pare, știi cum, exact cum am zis, pantaloni scurți, pe lângă dramele emoționale și sufletești pe care le poți trăi într-o relație karmică. Adică știi cum aici în relația copilul poți să spui ok, ține de mine, mă detașez. Că nu trebuie să ți-l taie nimeni dacă nu... Dacă ești conștient, dacă nu ești conștient și nu știi cum se face, clar că apelezi la oameni și te ajută, te susțin în procesul ăsta, exact cum și eu pot să fac acum lucrul ăsta, că de asta am și devenit terapeut. Dar în relația karmică, aici, ieși de acolo, știți cum ieși? Imaginați-vă că te bagă cineva în mașina de spălat rufe și la turația cea mai mare. Nu știu, la mine mi se pare că e 1000, nu mai știu, 1800. Ei, să te scoată din mașina de spălat după turație din aia de vreo 2000 sau nu știu. Și asta înseamnă să nu poți. Asta cu tăiatul cordonului umbilical. Dacă o conștientizezi, e ca și rezolvată. Da. Da, bine, Flavia, chestia asta cu frații, fiecare știi cum.
Fiecare să-și rezolve împătrățica lui. Tu conștientizează și rezolvă relația ta cu tine, cu părinții tăi și cu cei din familia ta. Că restul, frații și toată lumea să-și rezolve fiecare pe căprării. Că tu ești răspunzătoare doar de ceea ce faci tu, pe tarlaua ta, pe ceea ce înseamnă sufletul tău. Tu n-ai niciun fel de treabă cu ce face copilul tău, soțul tău, părinte. Nu! Noi când plecăm cu un bagaj, imaginați-vă așa, deci este un exercițiu de imaginație, un bagaj în care sunt toate acțiunile noastre. Și alea bune, și alea mai puțin bune. Și din nefericire, prea puțin sunt conștienți de acest aspect, că noi când plecăm sau sunt conștienți, dar la modul așa generic, dar nu se ocupă. Nu se ocupă de ce? Pentru că ei sunt conștienți că o să moară cândva, dar nu lucrează cu ei să se preocupe de ceea ce înseamnă partea sufletului și rămân ancorați foarte mult în viața asta materială, în viața asta plină de atașamente și de toate convingerile astea care sunt limitative și destructive pe termen lung. Dorina, nu ești varză. Bine, acum vezi tu, depinde și de unde ai început. Dacă cumva te-ai trezit într-o ambuscadă din asta emoțională între tine și copilul tău, că este fată, că este băiat, și nu știai cum să gestionezi, bineînțeles că atunci când ai fost și să... Da, te-a dărâmat, dar hai mă că nu e un capăt de țară și nu mai... Deci, mare atenție, Dorina. În momentul în care treceți prin situații de genul ăsta, mă, că ați trecut prin traume, prin drame, prin conflicte emoționale. Oameni buni, nu le mai aduceți, mă, astăzi aici pe tavă să mai vorbiți despre ele. Că voi le dați putere așa. Lăsați-le acolo, pana penelor, lăsați-le acolo. Că, bă, ai făcut aia, că ai făcut aia, vai ce greu a fost. Păi lamentarea asta, tu îți pui putere în fiecare cuvânt pe care îl aduci din trecut, tu îi pui energia ta și dai putere și ăla crește. Și tu ce faci? Tu rămâi în starea aia de victimă și tu ce faci? Tu hrănești acea, vai da ce greu a fost, vai da ce... Nu, gata, ai trecut-o. Asta să înțelegi, ai trecut. Despre asta să vorbești. Despre faptul că ești bine. Atât. Cu cât stai în starea aia, vai, dar cât de greu a fost, vai, dar a murit ăla și vai, cât am suferit, vai, dar a murit tata, vai, dar a murit mama, vai, dar cât am suferit, vai, numai. Băi, oameni buni, acolo voi vă duceți puterea. Că am și zis și am postări în care vă vorbesc mereu. Puterea voastră se duce exact acolo unde e gândul. Gândul tău, dacă stai atașat, că a murit tata, că a murit mama, că a murit iubitul, că s-a însurat copilul, că acolo se duce toată energia ta. Te-ai certat cu colega de muncă, te-ai certat cu partenerul. Dacă tu te întâlnești cu maică-ta, dacă te întâlnești cu soră-ta și începi și-l toci pe ăla, nenorocitul golan, ai văzut curvarul ăla banii sau că s-a dus la călărit și a fost cu aia și a rămas de nenorocitul. Puterea ta îți duce acolo și mai bine și maică-ta. Și faceți un cocktail din ăla de energie, din aia de rahat, de vibrație joasă. Și de fapt când te întorci la tine, tu ești în același rahat. N-ai rezolvat nimic. Pe când, în loc să te înfurii pe el, stai în solitudine, stai cu tine. Nu știu, aprinde o lumânare. Folosește, dacă nu știi altceva, folosește o rugăciune. Să afli, Doamne, clăuzește-mi pașii să înțeleg de ce mi se întâmplă asta. În loc să te reverși pe ăla, uită-te la tine, uită-te în interiorul tău. Că ăla nu degeaba te înșală, ăla nu degeaba bea, ăla nu degeaba e gelos, ăla nu degeaba te bate. Niciodată. Niciodată. Păi mine de ce nu mă bate bărbatul? De ce mă iubește și mă divinizează? Nu ca și fiu cea mai bună. Da, asta e. În prima mea căsnicie am avut și unul care mă bătea și mă bătea. Ca să înțeleg mai târziu de ce m-a și părăsit. M-a părăsit pentru că
Cine vrea, fetelor? Spuneți-mi și mie, cine vrea să stea cu o femeie care toată ziua ta 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 ta. A, să nu vă imaginați că acum nu mai urlu după bărbatul meu să-i spun: băi, vezi că ai făcut chestia asta. Dar o fac foarte detașat. Băi, uite, vezi că chestia n-ai făcut-o sau vezi că chestia n-ai făcut-o. Dar nu ca la 20 de ani când stăteam toată ziua. Când este îndrăgosteala aia din prima și a doua ceacră. Și când este îndrăgosteala din prima și a doua ceacră, unde este control, unde este atașament, unde sunt așteptări, unde... E, iar dacă noi acum am crescut și nu mai suntem la 20, la 30, haideți să ne ridicăm energia din prima și a doua ceacră și să mergem spre a treia ceacră, ceacra plexului solar, unde putem să înțelegem, să alchimizăm emoțiile astea, să mergem spre ceacra inimii. Și din ceacra inimii putem să dezvoltăm iubirea necondiționată. Sunt niște etape, sunt niște pași. Dar este... merită tot efortul. O prietenă supărată pe mine mă invită pentru că se simte vinovată. În fine, i-am trimis iubire, iertare. Păi uite că mă mai întrebase, nu știu dacă tot tu m-ai întrebat, Elena. Am mai primit mesaj și primesc des mesaje de la voi cu tot felul de întrebări. Dacă prietena ta este supărată pe tine și te evită pentru că se știe vinovată, și dacă tu, văd că ai lăsat aici un icon așa, supărat, dacă tu ești cea supărată, păi să știi că prietena ta va rămâne la fel de supărată. În primul rând este nevoie ca tu să schimbi, să alchimizezi energia prin care sau cu care te gândești la ea. Adică, indiferent că ea se simte vinovată de ceva anume, tu gândește-te că îți dorești ca să apelezi la cea mai profundă înțelegere din interiorul tău, să accepți ceea ce s-a întâmplat, chiar dacă ea se simte vinovată. Tu manifestă compasiunea. Asta înseamnă compasiunea. Să accepți ceea ce nu-ți vine ușor, să accepți. Și în momentul în care, eu știu, s-a culcat cu bărbatul tău, să zicem, sau și este prietena ta cea mai bună, sau indiferent, măi, indiferent ce a făcut, când tu ai să poți să accepți, indiferent ce a făcut, abia atunci când accepți, abia atunci ești pe calea cea bună. Atât timp cât tu, uite, exact cum spui, că ea se simte vinovată, încurajează să nu se mai simtă vinovată și fă hoponopono cu ea. Te uiți la poza ei, te uiți la poza ei și spui: te iert, mă iert, te iubesc, să spunem, uite, Elena. Elena, te iert, mă iert, te iubesc, mulțumesc. Elena, te iert. Dar spune de 1000 de ori pe zi. Ca să schimbi acea energie care este în interiorul tău față de ea. Pentru că tu îi confirmi prin ceea ce ai scris aici, tu îi confirmi judecata pe care o are ea față de ea de vinovăție. Prin atitudinea ta, tu îi confirmi. Nu, schimbă atitudinea. Dacă ea se simte vinovată, tu mergi și bate pe umăr și spune: dragă mea, stai liniștită, că puteam fi eu în locul tău. Puteam fi eu în locul tău și cred că pot să trec sau îmi doresc să trec peste acest lucru. Adică prietenia dintre mine și prietenele mele, eu nu o pun la îndoială din chestii din astea minore. A, că sunt și la noi fluctuații, că sunt și la noi... Acum am o prietenă, poate se uită aici. Draga mea, madam, o să te dau exemplu, bineînțeles, fără să nominalizez, a trecut printr-o perioadă foarte nașpa, a fost depresivă și n-am vorbit o perioadă de vreo lună de zile, n-am vorbit. Dar eu nu am dat niciun semn. Nu am dat niciun semn, am învățat să respect stările oamenilor, am învățat să accept ceea ce oamenii au nevoie, am învățat să le dau ceea ce au nevoie
Și-a lăsat-o acolo, în starea ei, în sosul ei, când a avut nevoie să vorbească și să se elibereze, am întâlnit și am vorbit. Dar întotdeauna răspunsurile vin doar când stai cu tine în solitudine, nu când te duci, eu știu, nihoială, hălălială și toate astea și te duci la cununii, botezul și... Bine, eu acum, dacă mă întrebați pe mine, nu că nu le mai văd sensul, da, din perspectiva mea de acum, de aici, de la vârsta pe care o am, nu le mai văd sensul la petrecerile astea atât de mari, pompoase, sute de oameni, sute de... Am văzut astăzi poze pe wall-ul meu, poze, fratele unei prietene s-a căsătorit. Și o nuntă foarte restrânsă și amândoi au fost îmbrăcați în costum port tradițional. El cu, știți cum sunt costumele alea tradiționale, populare, cu chimir, cred că se cheamă, cu vestă, cu pălăriuță din aia micuță, cu cizme. Și ea o rochie superbă și cu o coroniță din flori naturale pe câmp. Doamne, o frumusețe, o splendoare și restrânsă. Asta înseamnă pentru mine binecuvântare. Că este făcută, știți cum, din inimă și din recunoștință față de divin că ei au avut șansa să se unească. Ceea ce depășește un număr de... Și începe cu zeci de rochii de schimbat mireasa, nașa, și începe cu nu știu câte ținute de zi, de seară, cu nu știu câte make-up-uri. Știți ce aia? Este doar fandoseală, fală, mândrie, toate chestiile astea care sunt de o vibrație atât de joasă, dar Dumnezeu ne lasă să le manifestăm și pe astea. Că, na, la 20 de ani toată lumea visează și toată lumea crede că tot ce zboară se mănâncă. Și la 20 de ani, hai că ne mai înțelegem și ne mai acceptăm și le mai tolerăm. Dar eu acum le văd într-un mare, mare nonsens petrecerile astea care sunt făcute doar așa, hai să ne unim și să mâncăm și să behăim și să bem și să ne... Nu mai rezonez cu chestiile astea, în niciun caz. Știți cu ce rezonez? Cu oamenii care ator să stea împreună, dar să fie liniște, să fie liniște, să fie armonie, adică să nu începem să vorbim doar pentru că asta vreau, să încep să vorbesc că nu vreau să stau cu mine. Nu. Dacă e ceva să, nu știu, să vorbim despre lucruri constructive, să vorbim despre lucruri care să ne ajute să înțelegem ce înseamnă starea de conștiință, ce înseamnă tot huzurul ăsta la care foarte mulți apelează și din inconștiență își îmbolnăvesc copiii pe viitor. Pentru că știți cum? Una este când naști un copil din iubire și îl îmbraci și îi oferi iubire și îl ții în brațe și îl iubești, chiar dacă nu ai bani prea mulți. Și alta este când naști un copil și te apuci și îl îmbraci în Balenciaga, în Dior, în Chanel, în doar de ochii lumii și ieși pe stradă ca să-ți etalezi fițele, firmele, dar în interiorul tău nu știi ce înseamnă iubire. Deci este o mare diferență. Iar ceea ce se întâmplă acum și ceea ce ne-a adus virusul ăsta ca și mesaj este tocmai exact acest lucru, schimbarea priorităților, schimbarea opticii de viață. Pentru că va fi și mai cruntă trierea. Nu mai avem nevoie de fițe, nu mai avem nevoie de atașamente, nu mai avem nevoie de absolut nimic, ceea ce ne ține ancorați în pământean. Văd că se uită cineva aici, te îmbrățișez, bro, știi tu? Am un iubit prieten care de vreo câțiva ani de zile nu prea reușește el să înțeleagă ce înseamnă iubirea și confundă sexul și atașamentul cu iubirea.
și suferă, dragi prieteni, și suferă ca un câine. Dar suferă, e alegerea lui. Deci, bro, fratele meu, ți-ai ales tu să stai acolo, să te bălăcești în suferință. Pentru că suferința, iubirea, bucuria, alegerea, lumina, sunt toate alegeri. Iar dacă tu ai ales să stai în suferință și în atâta durere, poți, așa cum ai ales suferința, așa poți să alegi să și ieși de acolo. Dar trebuie să vrei. Trebuie să vrei. Să vrei să te vindeci de atașament. Și atașamentul tău față de sex, față de ceea ce înseamnă viața asta pământeană, este la cote exacerbate. Și cu cât nu înțelegi mai mult, mai repede, cu atât o să-ți fie și mai greu. Pentru că lecțiile vor veni pe măsură pentru fiecare dintre noi. Așa că, dragă bro, scriem și dăm mesaj să vedem cum mai ești. Mă bucur că te uiți. Deci, dragi prieteni, cam asta am vrut să vă spun despre iubire. Iubirea înseamnă și acceptarea morții. Moare, eu știu, mama, moare prietena, moare. Mă închin pentru acel spirit care a ales să plece. Mă închin pentru, eu știu, criminalul copilului. Mă închin pentru criminalul iubitului, a copilei, a soțului. Mă închin. Mă închin pentru el, pentru că asta a putut să facă, asta a fost alegerea lui. Mă rog pentru sufletul care a plecat, care a ales să plece. Asta înseamnă iubire. Asta înseamnă iubire. Și nimic mai mult. Iubirea nu înseamnă să stai acolo, să te dai cu curul de pământ și cu capul de pereți și să spui că suferi. Păi când iubești, accepti. Asta înseamnă iubirea. Asta înseamnă iubirea, acceptare. A tot și toate așa cum este. Asta înseamnă iubirea. Asta înseamnă iubirea, nu ceea ce credeți mulți dintre voi care stați în relații și le confundați, eu știu, atașamentele voastre sexuale cu iubirea vieții, cu... Stați liniștiți, că am trecut și eu pe acolo. Am trecut și eu pe acolo. Păi da, Flori, vezi tu că Flori spune aici că de când mă cunoaște nu mai suferă și nu mai știe ce este suferința. Și mai rupe ea fundul din când în când. Păi da, pentru că ai devenit conștientă. Și în momentul în care devii conștient, tu deja ești conectat cu conștiința. Conștiința universală, adică ai făcut un salt cuantic și tu deja ești detașat de tot ceea ce este în jurul tău ca și suflet pământean și ești atașat sau alipit de sursa ta prin care primești informații și prin care ești ghidat prin intuiția ta. Mulți aveți intuiție, dar o folosiți. Să mă duc acolo, să nu mă duc. Da. Dar intuiție înseamnă mult mai mult. Prin intuiție se face channeling, prin intuiție se fac multe. Dar și aici este nevoie de practice, adică de practică. Că fără practică, oameni buni, nu poți să ridici nici măcar, dacă nu am face, dacă știți cum se atrofiază, toți mușchii se atrofiază nefolosiți. Cum și asta, creierul. Toată cutiuța asta, nefolosită și nefolosită la potențialul ei și dându-i informații din astea nocive, gen Facebook, gen... Eu n-am ce face când m-am luat față de mine angajamentul ăsta de a fi aici pe pagina asta, dar din punctul meu de vedere aș închide toate conturile cu Facebook-ul ăsta. Este atât de... Pe mine nu mă mai deranjează, pentru că privirea mea acum este una de om foarte detașat și nu mă mai deranjează. Dar ce se petrece acolo? Și mulți dintre voi care nu înțelegeți și luați personal multe postări și stați în frici și stați în tot felul de anxietăți și le hrăniți și le, luați pauză de la
acest Facebook, eu știu, dați-vă, începeți, propuneți-vă, exact. Pentru că știți ce se întâmplă? Noile căi neuronale le formezi făcând, eu știu, în următoarele 3 săptămâni altceva. Adică dacă tu te-ai trezit în fiecare zi la ora 9, trezește-te la ora 6. Dacă te culci la ora 10, culcă-te la ora 9. Pentru că toate obișnuințele astea sunt ca niște atașamente care rămân în planul subconștient și îți creează realitatea de mâine. Iar dacă tu vrei să ieși dintr-o relație, păi nu mai faci aceleași greșeli. Aceleași că lucrasem cu cineva și vede că se repetă aceleași chestii și de fapt ca și prietenul meu se repetă aceleași lucruri, tu faci aceleași lucruri și v-am mai zis, tu faci aceleași greșeli și tu ai speranțele tale că ea se va întoarce la tine sau că el va deveni mai bun. Ni. Astea sunt așteptările tale, pentru că pe el îl doare la bască de ceea ce vrei tu și ceea ce crezi tu și ceea ce speri tu. Nu, eu sunt stăpână pe ceea ce gândesc eu, el e stăpân pe ceea ce gândește el. Dar dacă împreună noi ne ciocnim și așa, păi hai să vorbim. Mai ținem, o mai lungim sau o facem în așa fel încât să ne transformăm relația împreună? Dar tu să nu-ți imaginezi că tu dacă stai acolo și vrei să fii cea mai bună și pentru el, doar pe el la bască, el abia are ce să folosească. Nu, fii tu cea mai bună pentru tine. Fii tu cea mai bună variantă ta pentru tine. Pentru că nu ai cum să fii cea mai bună variantă. Băi, ce întuneric. Fii tu cea mai bună variantă pentru tine. Că n-ai cum să fii cea mai bună variantă a ta pentru el. Că lui îi place. Vă dați seama. Cine nu vrea să, eu știu, să fie tratat ca un prinț? Cine nu vrea să fie tratat ca un rege? Toți vrem. Dar dacă stai și îți folosești starea de conștiință, adică așa cum v-am mai zis, starea de conștiință, conștiința ta este un instrument și înseamnă că tu ești conștient de faptul că îți faci rău, îți injectezi singur suferință și pur și simplu aștept să se întâmple miracole cu ea, ca ea să se transforme în femeia de care tu ai nevoie. Hai fi serios, niciodată. Tu ți injectezi în fiecare zi suferință și vrei ca ea și așa acolo și aștepți ca să se transforme. Oameni buni, Dumnezeu ne dă multe. Dumnezeu, de fapt nu Dumnezeu ne dă. Dumnezeu, imaginați-vă când vă duceți în piață. Păi, sau într-un big market din asta. Păi aveți acolo toate sortimentele. Exact așa și în viață. Noi avem acces la multe, dar nu ne sunt toate de folos. Hai să le luăm pe cele care ne sunt de folos. Dar noi ce facem? Ce fac oamenii când se duc la market? Cumpără și aia, cumpără și aia, cumpără și aia și ajung acasă și ce folosesc? 25%, 75%. Ei, de asta am și devenit societate de consumerism. Pentru că doar suntem învățați să consumăm fără să mai gândim. Dar chiar am nevoie de aia? Dar chiar este bună aia, dar chiar îmi este necesar? Nu, noi nu ne gândim așa. Noi pur și simplu funcționăm pe pilot automat, facem cumpărături pe pilot automat, ne angajăm în relații pe pilot automat, ne creștem copii pe pilot automat, fără să învățăm ce înseamnă a fi părinte, a fi partener, a fi iubită, iubit. Și rămânem așa pe pilot automat și în virtutea inerției și de asta avem și relații toxice, de asta avem și copii, a se vedea copii de vedete care au muncit pe brânz și le-au oferit copiilor oportunități și posibilități și materiale și de toate felurile, ca să fie niște drogomani, niște dezaxați, care la rândul lor sunt niște modele pentru cei de 15-14 ani. Deci suntem o societate minunată. Avem de toate, avem diversitate. Alegeți voi fiecare după vibrația voastră ceea ce vă face bine și ceea ce vă este necesar. Dragilor, nu știu cât am vorbit, că aici pe telefon nu văd. Vă îmbrățișez. Seară minunată. Să aveți weekend frumos în continuare. Și stăteam și mă gândeam dacă cumva ați vrea să fac, eu știu, o zi pe săptămână în care voi să
Puneți întrebări, adică să fie o zi fixă, să fie, de exemplu, să spunem, miercurea, în care voi îmi scrieți întrebări și eu, miercurea doar vă răspund. Pe urmă, stăteam și mă gândeam dacă cumva ați vrea să fac câte un live scurt în fiecare zi sau să fie, eu știu, unul, două mai lungi pe săptămână. Aștept feedback-urile voastre. Vă îmbrățișez, vă iubesc și vă mulțumesc pentru feedback-urile pe care mi le-ați dat astăzi la postare. Cei care aveți nevoie de terapie, cei care aveți nevoie de ghidare, cei care sunteți într-un sos de suferință, nu ezitați să mă contactați, pentru că dacă stați de atât de mult timp acolo, imaginați-vă că o să mai stați a la lung. Vă spune J, care a stat așa cu încăpățânare și cu îndârjire și cu stoicism. Am zis că mie nu-mi trebuie terapie, mie nu-mi trebuie, pentru că exact ca și voi gândeam. Și până când am apelat, pentru că din nefericire, din nefericire, știți ce se întâmplă? Avem bagaj karmic, avem suferințe, avem traume cu care venim din karma de familie. Și dacă nu le înțelegi, păi eu ce descoper la mine? Deci câteodată mă crucesc, câte chestii descoper în arborele meu genealogic. Așa că nu vă mințiți și nu vă amăgiți dacă nu știți și nu puteți să ieșiți. Vă îmbrățișez, vă iubesc și să ne vedem cu bine. Și așa cum am zis, aștept un feedback de-al vostru. Cum ar fi mai bine? Miercurea să avem Q&A, question and answer, răspunsuri și întrebări. Vreți câte un live scurt, eu știu, maxim 20-25 de minute pe zi sau unul, două mai lungi, așa, de 2 ori pe săptămână. Aștept feedback-urile voastre. Vă iubesc, dragilor!